Uite că se mai nasc și prietenii în casa Mireasa, chiar dacă cei mai mulți dintre voi spun că nu e așa. Hai să luați fiecare cât un șervețel și tu, Adina. Și tu, cine mai vrea? Vrei? Mai vrea cineva? Ați și tu? Nu, glumesc. Eram și eu generoasă. Dacă ar fi să pleci, Adina, de ce ți-ar părea rău? Aveam alte așteptări. Și speram că voi ieși cu cineva. De mână. Tamaris? Da. Dacă ar fi să pleci, de ce ți-ar părea rău? Pentru că pentru prima dată în viață m-am simțit liberă și bine în preajma oamenilor. În general, eu mă simțeam doar singură. Și m-am apropiat sufletește de Raluca și Adina. Atunci de ce ai spus de atât de multe ori că ești singură, că aici nu există prietenii? Am zis că sunt singură? Da, 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 așa că oamenii sunt nu știu cum. Da, am zis că n-am încredere în oameni. Păi și dar de ce? Uite, că cel puțin doi oameni ai nominalizat de aici în care presupun că... Da, ele știau, nu trebuia să spun asta da, în direct. Da, același lucru simțeam și eu, adică nici eu nu pot să spun că am încredere în toți oamenii, pentru că uitați noastră câte lucruri se schimbă într-o săptămână sau de la o zi la alta. Rar găsiști oameni de calitate și poate că e o exagerare că nu avem încredere în oameni, dar poate suntem foarte selective. Adică important e să ai un om de calitate lângă tine, degeaba ai zice că nu e ce trebuie. Cel puțin cu Raluca și Adina, mai apoi am simțit conexiunea de la început din Turcia, când am mers. A, da, uite. Și fără să interacționăm cu Damaris, chiar nu am interacționat deloc. Adina a spus așa cu un nod în gât că i-ar fi plăcut să îi se împlinească visul și anume acela să iasă cu jumătatea de mână, da? Cu un bărbat de mână. Eu sunt conștientă. Tu ai spus că îți pare rău că aici te-ai simțit bine și că ai găsit niște oameni. Adică nu-ți pare rău că n-ai găsit, ce puțin până acum? Îmi pare rău, dar în același timp, plecând de acasă, n-am crezut că chiar atât de greu cu mine și sunt conștientă, într-un fel, că chiar dacă rămân și plec și mi-e greu că nu o să mai fiu în postura aceasta lângă ele, greu să vină un băiat sau să fie un băiat pentru mine în emisiune. Da, dar tu vezi de ce dai vina pe tine și de data asta? Pentru că eu sunt complicată. Pentru că toți au dat vina pe ea, majoritatea, că e foarte rece sau că e distantă. Și cumva noi am înțeles-o pentru că ne regăsim în caracterul ăsta. A fost atipic așa, dacă e să ne uităm la... Da, dar uitați-vă câte cupluri se formează și câte discuții apar. Ce e rău să te cunoști înainte și după să formezi un cuplu solid, cu o fundație destul de stabilă. Acum eu îmi dau seama că tu, de fapt, îți pui oful. Da, 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 pentru că înțeleg și pe Damaris... De fapt, vorbești pentru tine acum. Da, păi asta spun, că noi ne regăsim în ea. Dar fiecare, știi, sunteți foarte diferiți. Unii simt să se arunce, să sărute, să meargă de mână cu omul ăla și ok, să dea cap în cap uneori. Și așa să se facă cunoașterea. Și în viața reală să știi că uneori așa e. Să fie flacăra aia, ok, vă dați seama pe parcurs că poți să fiți foarte potriviți sau poate nu puteți să fiți foarte potriviți. E ca viața, să știi, de fapt, poate că v-am mai spus, e chiar stați mai mult timp ca în viață. Pentru că în viața reală se întâmplă, na, nu știu, să mai ai și job, să mai ai și familie cu care trebuie să te vizitezi sau poate să locuiești. Nu te vezi atât de mult cu un băiat sau cu o fată în viața reală. Cosmin, Cosmin. Mulțumesc. E, aici este un scor strâns. Este 50 la 36 cu 49 la 64.
Iar publicul a ales să trimită acasă într-o proporție de 50,36%. Așadar, publicul o trimite acasă pe... Tamaris. Luăm o scurtă pauză. Mai avem un plic pe care l-aștept și anume acela cu topul, pentru că voi știți că dacă Damaris s-ar afla în top, asta înseamnă că nu mai pleacă. Ea a mai fost odată în top, parcă, dacă nu mă înșel, nu? Mai așteptăm un pic. Câteva minute, ne întoarcem. Suntem în direct pentru ultimele minute ale emisiunii, minute în care o să aflăm dacă ne despărțim de Damaris. Spun dacă, pentru că ea a fost votată de voi cei de acasă, trebuie să vedem doar dacă este în top sau nu. Dacă este în top, are imunitate. Cosmin, cred că ai trei plicuri, nu? Mulțumesc. Începem cu... mama săptămânii. Măi, dar la țigă la bine, ce-ați făcut? Iar mama săptămânii, conform votului celor de acasă, este... doamna Adriana. Felicitări! Din tot sufletul. Foarte mult le mulțumesc. V-ați obișnuit cu rolul? Că. Serios? Cum așa? Nu știu. Bine. Hai să vedem și băieții. Începem cu Mirele săptămânii, care este... Valentin. Felicitări. Te-ai întors pe locul întâi. Da, țin să mulțumesc tuturor pentru tot și predoresc o binere din lume. Mulțumesc. Pe locul al doilea îl găsim pe... Cosmin. Felicitări. Mulțumesc frumos tuturor. Vă apreciez și vă îmbrăcez pe toți. Și pe locul al treilea este... Alex, new entry. Felicitări. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc că aveți încredere în cunoașterea pe care o am în momentul de față și vă pup. Bine. Plicul cu topul fetelor e important pentru că în funcție de acest rezultat vedem dacă Damaris rămâi sau pleci. Mireasa săptămânii este... Gabriela. Felicitări. Vă mulțumesc și apreciez din tot sufletul și vă doresc tot binele din lume. Pe locul al doilea o găsim pe... Miruna. Mulțumesc tuturor și sper să ne fiți alături în continuare mie și lui Cosmin. Și a treia fată cu imunitate este... Raluca. Mulțumesc tuturor și sper să mă susțin în continuare. Damaris. Da. Îți mulțumesc că ai venit la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Îmi pare rău că nu ți-ai găsit aici jumătatea. Eu n-am venit pornită neapărat pe asta. Am luat în calcul și faptul că s-ar putea să mă vadă cineva de afară. Și atunci când ies, e posibil și asta. O să mă caute și eu să ne găsim. E posibil și asta. Da. Dar știi ce cred? Că ar trebui să ai mai multă încredere în tine. Încrederea și să-ți dai mai multe șanse. Am încredere în mine, tocmai de asta sunt atât de dură și nu vreau să mai accept. Trebuie să fii atât de dură cu tine, că nu ești călăul tău. Nu, fii blândă cu tine, iubește-te tu în primul rând și după ce o să te iubești tu, o să vezi că o să vină iubirea din toate părțile.
Cred că de asta sunt așa de categorică, pentru că acum chiar mă iubesc pe mine. Înainte nu mă iubeam și acceptam orice. Sper să fie așa. Bun, drum bun.